Și avem o informație de ultim moment. A fost dată decizia judecătorilor în cazul celor două fete pentru care Dincă este acuzat de crimele de la Caracal. Magistrații l-au condamnat pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare, pedepsa maximă în acest caz. Cumulate, atenție, pedepsele dictate azi ajung la 83 de ani, numai că, practic, potrivit codului de procedură penală și codului penal, nu poate executa mai mult de 30 de ani. Sentința în acest caz nu este definitivă. Recursul se judecă peste 10 zile.